Isteria în jurul creditului rusesc nu ține de condiții, ci de faptul că partenerii ruși sunt cei care au decis să ajute Moldova. Asta declară șeful statului Igor Dodon. El spune că opoziția politică vrea să lase populația fără susținere financiară. Și autoritățile de la Moscova se declară surprinse de retorica politicienilor de la Chișinău și susțin că acest credit este doar un ajutor pentru depășirea crizei pandemice și că acesta nu conține clauze ascunse. Președintele Igor Dodon susține că oponenții politici își doresc foarte mult ca autoritățile să intre în incapacitatea de plată a pensiilor și salariilor, din care cauză s-au adresat la Curtea Constituțională pentru blocarea creditului rusesc de 200 de milioane de euro. Problema nu este în articolul 7.2 pentru oponenții noștri. Problema este că rușii au hotărât să ne ajute. Oponenții noștri foarte mult își doresc ca noi să nu facem față, să nu plătim pensiile și salariile. Și de ce s-au adresat la Curtea Constituțională? Igor Dodon declară că în cazul în care acest împrumut nu va putea fi contractat din cauza sesizărilor depuse la Curtea Constituțională de partidele conduse de Maia Sandu, Andrei Năstase și grupul parlamentar al lui Adrian Candu, atunci din bugetul de stat vor trebui reduse 4 miliarde de lei. E vorba de drumuri, dar drumuri noi am promis în fiecare sat câte 1 milion de lei în fiecare localitate. Și am alocat banii ăștia. E vorba de ajutorul social. E vorba de ajutorul agenției economice care plătesc salarii, e vorba de compensarea dobânzilor la credite care le au agenții economice, e vorba de banii cei 2775 lei care le plătim la șomeri, e vorba de 600 de milioane de lei pentru sectorul medical. Potrivit președintelui, Moldova are nevoie de fonduri pentru menținerea stabilității economice. Astfel, dacă împrumutul rusesc nu este convenabil oponenților săi politici, cei din urmă au toată libertatea să aducă alți bani în țară. Candu și Sandu și toți, întoarceți miliardul de dolari care s-au furat și atunci n-a să trebuiască banii de la ruși. Sau, dacă e gata europenii, americanii să ne acorde 400-500 de milioane, în aceleași condiții, lasă acorde, noi statul o să le ia și o să le investească ca să susțină economia în această situație. De altă parte, Ministerul de Externe de la Moscova se declară nedumerit de reacția politicienilor moldoveni pe marginea acordului de credit. Suntem surprinși de faptul că unii politicieni din Republica Moldova au văzut subtext politic în dorința sinceră a Rusiei de a ajuta poporul Moldovei în perioada dificilă de luptă cu pandemia de coronavirus și depășirea greutăților social-economice. Acești politicieni califică acordul netransparent. În declarația oficială a Ministerului Rus de Externe se menționează că toate procedurile interne pentru intrarea în vigoare a contractului de împrumut au fost finalizate. Instituția diplomatică insistă că împrumutul nu a fost condiționat în comparație cu alte credite contractate de Republica Moldova. Rusia nu impune condiții pentru a acorda acest împrumut. Dimpotrivă, acorduri similare semnate între Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt semnate cu un șir de condiționalități. De exemplu, memorandumul din 23 noiembrie 2017 privind alocarea 100 de milioane de euro pentru Chișinău prevedea pentru Moldova un șir de obligațiuni pentru promovarea reformelor și integrarea normelor Uniunii Europene în legislația națională. Acordul de împrumut în valoare de 200 de milioane de euro din partea Rusiei a fost ratificat de Parlamentul de la Chișinău săptămâna trecută. Documentul a fost contestat prin mai multe sesizări depuse la Curtea Constituțională de partidele conduse de Maia Sandu, Andrei Năstase și grupul parlamentar al lui Adrian Candu. Astfel, acordul a fost suspendat până la o decizie finală. Curtea Constituțională urmează să examineze problema în fond săptămâna viitoare.